Neața, facem lucruri frumoase și ne place să le facem cu zâmbetul pe buze, pentru că așa e firesc, așa e normal. Sărut mâna, mamă, mai are doar 3 zile de desfășurare, azi, mâine și poi mâine. Am descoperit povești foarte frumoase, vă reamintesc că am început cu o fică dintr-o familie cu 8 copii. Și ce a fost cel mai fain la povestea asta este că mamei se părea super normal să ai 8 copii, adică nu vedea unde e greu. Iar fica și ea, pregătită de viață, zicea că și un copil este dificil să ții. Azi avem o poveste complexă. Lorena ne-a scris, are mult curaj, are 22 de ani, e din Medgidia și vrea să ne vorbească despre povestea ei în relația cu mama. Bună dimineața, Lorena! Bună dimineața! Ce faci, Lorena? Foarte bine! De ce ne-ai scris? Sunt atâtea povești pe pagina asta cu sărut mâna, mamă, și între ele a ta, sigur că iese un pic în față. De ce ne-ai scris? Păi eu, în primul rând, să le mulțumesc părinților mei pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. Și chiar dacă este o săptămână dedicată femeilor, aș vrea să le spun amândurora că iubesc foarte mult și că m-au luat în sânul familiei și au avut grijă de mine până în prezent. Cum adică te-au luat în sânul familiei? La noi este o poveste destul de delicată și... Poți să ne-o spui? Cred că se poate înțelege despre ceea ce este vorba. Poți să ne spui în câteva cuvinte? Pot să vă spun că eu am fost luată de mică de către părinții mei. Ai fost adoptată? Da. E un gest extraordinar pe care îl fac anumite cupluri în țara asta. Noi avem o grămadă de prieteni ce au făcut lucrul ăsta. Mi se pare că nu trebuie să ascunzi. Și din contră, dacă le porți o dragoste nețărmurită, deși nu sunt părinții tăi naturali, uite, poți să faci asta la televizor și o lume întreagă te aplaudă. Lorena, mama ta Simona este pe celălalt fir și ne bucurăm că putem să o salutăm și să-i spunem că e un om special. Bună dimineața, Simona! Simona, bună dimineața! Da, bună dimineața! Sărut mâna, Simona! Un om puternic, simt după voce? Da, pot să spun că sunt un om puternic. Ne-am dorit foarte mult un copil în viața noastră. Chiar Dumnezeu ne-a dat doi, pentru că noi mai avem și un băiat care o să împlinească 14 ani, alături de Lorena, care este în aceeași situație cu ea. Adică ambii copii ne-au fost dăruiți de Dumnezeu. Mi se pare un gest suprem. Sunt puțini cei care pot face lucrul ăsta o dată, dar minte de două ori. Îți mulțumim că existi și că ai gândul deschis și inima curată. Da. Lorena ne-a scris un mesaj super emoționant. Nu știu cât de des vă spuneți te iubesc sau cât de des îți spune sărut mâna, mamă, dar cert este că sunteți în momentul ăsta amândouă în direct la Neața, pe două linii de telefon separate. Să te oprești, Vlăduț, puțin până termină momentul. Lorena. Da. În direct la Neața, spune-i mamei tale, căci așa trebuie să-i spui, mama mea, spune-i mamei tale ce ne-ai spus nou. O să încep prin a-i spune că o iubesc, chiar dacă nu o fac prea des. Vreau să știe că este o femeie specială și că-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și pe tata, bineînțeles, și că iubesc atât cât nu se poate cuprinde în cuvinte. Și cam atât. Și e foarte bine.
Simona, nu trebuie să răspunzi la povestea asta. Eventual... Nu, trebuie să-i spun că și noi o iubim mai mult decât poate iubi cineva pe pământul ăsta, că am dorit-o din prima zi și că este specială pentru noi și o vom iubi toată viața noastră. Simona, pentru că Lorena are emoții mari, am să-ți citesc eu ce ne-a scris și cum ne-am hotărât să vă sunăm în dimineața asta. Da. Lorena zice așa: mama mea este un erou. Când spun mama, spun viață. Mama nu este doar aceea care îți oferă viață. Mama este acea femeie care îți oferă siguranță, mângâiere și dragoste. Care trece cu tine prin bune și rele, care nu încetează să te iubească indiferent de ceea ce faci. Mama mea nu mi-a dat viață, m-a luat dintr-un spital, mi-a oferit un viitor mai bun, o casă, căldură. Dacă n-ar fi fost ei, părinții mei, acum probabil n-aș fi fost atât de departe și m-aș fi luptat să supraviețuiesc. Și le mulțumesc, pentru că mi-au dat șansa la o viață fără grija zilei de mâine. Asta este felul Lorenei de a-ți spune sărut mâna mamă, cu emoțiile de rigoare la telefon, dar înscris, iată, mult mai lin și mai suav. Vă pupăm pe amândouă la Megidia, acolo unde sunteți. Și de la partenerii noștri Mobila Dalin, pentru tine, Simona, să poți să vezi neața în condiții confortabile. Îți trimitem un fotoliu balansoar, cel care a plecat spre toate mamele ce au primit gândurile bune în campania noastră Sărut Mâna Mamă de anul acesta de la Neața. Fetelor, vă pupăm și la mulți ani, iar pe 8 cred că va fi o zi specială. Să rămâinile! Mulțumim frumos, o zi bună! Vă pupăm, vă pupăm. Ce zile, ce zile. Mai avem până pe 8. Da, să-l vedeți pe Șfichi. El trebuie să citească toate poveștile de pe pagina asta și lucrurile devin complicate.